Creatorii și iubitorii de poezie din Câmpul Lung au găsit un spațiu ideal pentru întâlnirile lor culturale, Cafeneaua Select, care va deveni o dată pe lună cafenea culturală. Printre imaginile ce evocă lumea boema începutului de secol 20, ce reprezintă decorul cafenelei, poezia și muzica și-au găsit locul, prima întâlnire fiind organizată aseară pentru a-l sărbători pe poetul Mihai Eminescu. Întâlnirea pregătită de Casa de Cultură Tudor Mușatescu i-a adus la oaltă pe creatorii de poezie ca Maria Chirtoacă sau Sorin Durdun, cu cei cărora le place să recite, ca Sergiu Cicu și Nelu Constantin, la care s-a adăugat și viceprimarul Mărgărin Blidaru. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, țara mea de glorii, țara mea de dor? Brațele nervoase, arma de tărie, la trecutul mare, mare viitor. Fiarbă vinul în cupe, spumege bocalul, dacă fiiți mândri, asta le nutresc, căci rămâne stânca, deși moare valul. Dulce Românie, asta ți-o doresc. Despre anii din tinerețea poetului și despre primele poezii care l-au făcut remarcat în lumea culturală românească pe cel numit astăzi poetul nostru național a vorbit Constantin Miu, iar un studiu inedit asupra originii poetului Mihai Eminescu a fost prezentat de către Mihai Mărțișor Ciobanu. Seara culturală a fost completată cu muzică în interpretarea tinerelor naiste Emma Romanescu și Ailinu Droiu, dar și cu romanțe pe versuri de Mihai Eminescu și Veronica Micle, interpretate de Mariana Filipescu. Se scutur frunzele pe drum și la lurile sunt pustii. De ce nu-mi vii, de ce nu-mi vii? Întâlnirea culturală a reprezentat și redeschiderea cenaclului Mihai Moș Andrei, un cenaclu care, de-a lungul anilor, a reușit să formeze tineri pasionați de poezie, să-i sprijine pentru a-și publica volumele sau să participe la concursuri importante. Pasionații de literatură din Câmpul Lung au anunțat deja tema întâlnirilor din luna februarie, opera și viața dramaturgului Tudor Mușatescu. Va fi deci o seară de teatru cu umor.